doamnelor și domnilor, cele 6 persoane au fost transportate de urgență la spital. Au multiple fracturi, așa că vor rămâne sub supraveghere medicală. Avem și informații noi din acest caz. Se pare că în buzunarul pasagerului din mașina care a produs acest accident au fost găsite 18 pliculețe cu material vegetal, iar un astfel de pliculeț a mai fost găsit și în mașină. Așadar, am putea vorbi în acest caz și despre droguri. Rămâne de văzut exact, spun polițiștii, ce se afla în aceste pliculețe. Mai mult decât atât, martorii de la fața locului spuneau că l-au simțit pe șoferul vinovat mirosind a alcool. Vă spuneam că toate persoanele implicate în acest accident au fost transportate de urgență la spital. Se pare că de vină ar fi și viteza excesivă, pentru că la un moment dat șoferul a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, unde a lovit violent alte două autoturisme care circulau regulamentar. Se fac cercetări, așadar, pentru a se stabili exact despre ce este vorba și dacă putem totuși să vorbim și